Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Agenda Medicală. Suntem încă la început de an și de aceea vă urăm la mulți ani, suntem la prima ediție a emisiunii din acest an. Îl am alături pe colegul meu, dr. Alexandru Dimitriu. Bună seara! Alexandru, vom discuta astăzi despre glaucom, o boală destul de gravă, și întâlnită destul de frecvent, din câte știu. Ce este glaucomul? În primul rând vreau să spun ca și cauza orbirii în plan global, glaucomul este pe locul 2. Deci este o boală invalidantă, ceea ce... În cazul în care nu este tratată din timp sau este cu un ritm de progresare foarte accentuat, obligatoriu duce la o pierdere funcțională, parțială sau totală a vederii. Cu siguranță telespectatorii sunt extrem de interesanți să afle detalii despre această afecțiune și să începem prin a ne explica, tu ca medic specialist oftalmolog, ce este glaucomul ce este și glaucomul. Ce facem în cazul în care apare. Pentru telespectatori, o informație foarte importantă. De cele mai multe ori, în 90% din cazuri, glaucomul decurge asimptomatic. Adică, nu te doare, nu te deranjează, numai că asimptomatismul ăsta durează un 5-7 ani în cazul fericit, după care, de cele mai multe ori, pacientul se adresează la medicul de specialitate sau la medicul oftalmolog pe motivul că nu mai vede cu ochelare sau nu îi mai ajută ochelare sau i-a scăzut drastic vederea la distanță. Ei, momentul ăla deja se consideră un glaucom mai avansat sau mai dezvoltat. Un lucru trebuie de știut și vreau să-l menționez. Prin mecanismul său, glaucomul denaturează sau ștrangulează nervul optic. Aveți aici o schiță, o schemă. Ăsta e nervul optic. Și aici schematic este arătat cum tensiunea intraoculară crescută apasă pe nervul optic. Respectiv, în luni, ani, mai mulți ani, forța exercitată pe nervul optic duce la, în termen popular, atrofie sau uscarea nervului. Ei, se cunoaște cu un nerv care și-a pierdut din funcțiile lui, nu mai poate fi recuperat. Adică, chiar dacă insistăm pe tratament și facem totul posibil, vindecarea este imposibilă. Este imposibilă. Odată ce s-a denaturat o anumită parte din acuitatea vizuală și câmp vizual, mergem de aici încolo. Ceea ce s-a stricat până aici nu mai poate fi recuperat. Care sunt cauzele creșterii presiunii intraoculare, care de fapt determină glaucomul? Bun. Pentru telespectatori, profilactic, să faci ceva sau să nu faci ceva ca să nu faci glaucom, și vorbesc de glaucomul cronic simplu, care este cel mai frecvent, care apare de cele mai multe ori după 40 de ani, nu ai ce face. Sunt multipli factori predispozanți. Diabetul zaharat, fumatul, hipertensiunea, dar niciunul separat sau împreună nu duce neapărat la un glaucom sau predispunere ereditară. Foarte schematic, ce se întâmplă? Globul ocular are un anumit tonus, da? Și o anumită tensiune pentru a menține funcțiile vizuale și forma. Tensiunea ar trebui să fie până în 21 de milimetri coloană de mercur. În cazul în care tensiunea intraoculară depășește aceste valori, cum am și spus, apasă pe nerv optic și îl strangulează. De ce apare, da, tensiunea intraoculară crescută? Pentru că în interiorul ochiului lichidul se află într-o mișcare continuă. Și atunci sunt două cauze principale, separate sau în comun. Prima, crește facilitatea de producție a lichidului intraocular, da, pe de o parte, ori cauza a doua, scade facilitatea de scurgere a lichidului
intraocular, aici pe schema aceasta se vede, deci lichidul ar trebui să circule în interiorul ochiului. Când se produce mai mult sau când facilitatea de scurgere este mai scăzută, apare un exces de lichid care apasă pe și crește, fundul care de crește respectiv da? Crește presiunea. Deci sunt foarte multe teorii. Nu este unanim acceptată una singură. Din punctul meu de vedere, fiecare teorie are dramul său de adevăr, grăuntele său de adevăr, dar o teorie unanim acceptată nu există. Deci, până la urmă, trebuie să le iei în considerare pe toate, pe toate aceste teorii. Corect, ca corect, să... corect. De câte feluri este glaucomul? Acum, ca să nu intru chiar în detalii foarte tehnice, mă voi axa pe două tipuri de glaucom, poate trei. Glaucomul congenital, care este cel mai periculos, care poate apare la copilul încă intrauterin și după nașterea copilului se manifestă prin ochi roșii, prin lăcrimare. E un semn foarte important dacă sesizați la copilul nou născut. Că ochiul este roșu, iritat, lăcrimează, nu așteptați. Deci, în cazul de față, în cazul unui glaucom congenital agresiv, se numără pe zile. Da? Evoluția. Adică la o tensiune de 70-80, glaucoamele congenitale decurg foarte zgomotos, la o tensiune de 70-80, vederea poate dispare în 4-5 zile, o săptămână. Deci o considerați urgență. Da? Părinții trebuie să fie foarte atenți obligatoriu. La ochii roșii. Da. Dacă arată ochiul sau ochii roșii, da? Și lăcrimează, considerați-o ca urgență. Nu o interpretați ca și o conjunctivită răceală, nu știu ce. Deci există riscul de glaucom congenital, chiar dacă părinții sunt sănătoși. Da? Partea de glaucom congenital, care poate fi la persoanele mai tinere sau la persoanele mai adulte, după 25 de ani. Forma tardivă. O parte de glaucom sau o categorie, cealaltă, cel mai frecvent întâlnită, este glaucomul cronic simplu, cum se spune, sau glaucomul cronic simplu cu unghi deschis, care se întâlnește de cele mai multe ori la persoanele trecute de 40 de ani și mecanismul de cele mai multe ori este la care vi l-am arătat recent prin dezechilibru între facilitatea de producție și de excreție a lichidului intraocular. De acolo, da, de acolo se produce tensiunea intraoculară exact. Și afectarea nervului optic. Exact. Ce simptome apar? Ne-ai spus la începutul emisiunii că nu este o afecțiune zgomotoasă care să aibă simptome da. Evidente. Totuși, ce simte persoana care ar putea să, nu știu, care va ajunge să fie diagnosticată cu un glaucom? Glaucomul cronic simplu sau glaucomul ca și patologie generică se mai numește în popor orbirea mută. Mută. De ce? Pentru că până să ajunge în stadiile avansate, pacientul s-ar putea să nu simte nimic. De ce? În stadiile inițiale ale glaucomului se denaturează câmpul vizual. Da? Deci vederea la distanță se păstrează una foarte bună, dar de la o zi la alta, din cauza apăsării a tensiunei pe nervul optic, se îngustează câmpul vizual. Nu brusc. Astăzi foarte puțin, mâine foarte puțin, poimâine, așa de curt câțiva ani, câmpul vizual de la 1 de 70-80 de grade începe să se îngusteze. Da? Este, da? Sunt niște durează 4-5 ani, deci la un glaucom cu o tensiune de 22-24, poate decurge și 12 și 15 ani până să ajunge la orbire. Și atunci, îngustându-se foarte, foarte încet câmpul vizual, persoana nu-și mai dă seama cum a văzut acum un an, da? În spațiu. Pentru că întoarce ochiul și vede. Vederea centrală este bună. Și se adaptează la... Și se adaptează. Corect. Deci foarte, foarte important este screening-ul, profilaxia, vizita periodică, măcar o dată la 2 ani. Le spun și la pacienții mei, domnilor, nu e nicio problemă, vă suspectez cu un glaucom, sunteți cu tensiunea bună, dar sunt niște semne acolo care îmi ridică niște semne de întrebare. Ce pot face? Domnilor, dacă fumați,
lăsați-vă de fumat. Vă ajută și la buzunar, și ca și sănătate, și de unul din factorii care ar putea duce la glaucom, este și fumul de țigară sau tutunul, tabagismul. Zic, lăsați-vă de țigări. Ce să fac? Păi ne vedem peste una sau peste doi. Păi, dar nu mi se întâmplă ceva. Nu, domnilor, dacă tensiunea, să spunem, pe mâine, da, ajunge peste valoarea normală, progresarea bolii va fi una foarte înceată. Adică chiar dacă vă găsesc peste un an de zile cu o problemă, cu o tensiune puțin crescută, fibrele nervoase despre care spuneam și câmpul vizual va fi foarte, foarte puțin îngustat. Dar este important să vii nu atunci când deja nu mai vezi, când deja eu ca și specialist nu mai am ce face, n-am cu ce să te ajut. Un mort nu poți învia. Așa e și nervul optic. Revine, facem un câmp vizual, da, ca și metodă de diagnosticare, o tensiune intraoculară, un examen de fund de ochi și un examen de unghi camerular. Astea sunt detalii mai tehnice ce țin de bucătăria noastră. Da, oftalmologică. Concluzia ar fi că orice îngustare a câmpului vizual nu o poate face decât un medic specialist oftalmolog. Da. Da. Deci câmpul vizual, au apărut și alte metode, dar vă discutăm mai târziu în emisiunea de azi, metode complementare câmpului vizual de acum câțiva ani, așa zis OCT. Optical coherence tomografie. Deci coerență, tomografia în coerență optică, care face ca capacitatea sau fibrele nervoase le vezi în spațiu, da? Deci, practic, scanează fibrele nervoase a nervului optic și o metodă care completează câmpul vizual. Dar de screening, câmpul vizual este mai mult decât suficient. Și o tensiune intraoculară crescută. Aici fac o mică abatere. Deci, nu neapărat cauza să fie tensiunea intraoculară crescută peste limita statistică, da? Care s-a stabilit la un 21-22. Există glaucom normotensiv, adică tensiunea la ochi este până în 20. Cu toate acestea, câmpul vizual se îngustează. Ce facem? Tratăm glaucomul normotensiv ca și pe un glaucom cu tensiunea crescută. Da? Deci, tensiunea intraoculară nu este principalul criteriu. Unul din cele mai importante criterii pentru a stabili este sau nu glaucom este câmpul vizual. Celelalte sunt servicii care ne ajută sau completează puzzle-ul, completează tabloul. Tocmai de aia un examen văd, nu văd, ajută lentila, nu ajută lentila, vorbind ca și profilaxie și ca și informarea pacientului este insuficientă. Da, deci ar trebui făcute mai multe investigații. Obligatoriu la 2-3 ani de zile, adică o persoană perfect sănătoasă între 20 și 40 de ani, îl poți reprograma și după 3 ani de zile. Dar la 2 ani de zile, după 40 de ani, obligatoriu ar trebui. Deci până la urmă, consultul periodic la medico-oftalmolog, niște consultații programate constant, ar putea să ducă la depistarea în timp a unui glaucom. Acum, nu trebuie unui glaucom sau unei alte patologii. Sau, da. Deci de trebuie să vă fie frică, domnilor, doamnelor. Serviciile pe care le oferă unele cabinete medicale, inclusiv al meu, în parteneriat cu Casa de Asigurări, cu o aparatură de ultimă generație, sunt complexe și sunt compensate tot mai bine de Casa de Asigurări. Trebuie să-ți faci timpul necesar. Și după aia mai e o scuză. Să-ți faci o programare și corect, să te duci la medic. Corect, cu programare, că vorbai și la gară mergi și îți cumperi biletul din timp. Deci trebuie să existe o ordine, da? Nu convine să aștepți o săptămână sau două sau trei. Asta e. Să le programezi din timp, ai ajuns să se examinează funcțiile vizuale, ceilalți parametri de funcționare a ochilor. Și atunci ai o certitudine că ești bine. Da. Din câte ne spui, am senzația că pacienții care poartă ochelari sunt mai ușor depistabili. Deci noi, ca și ființe umane, suntem foarte simpliști. Da? Pentru că văd, da. Și este în regulă. Aici e problema cu glaucomul. Când nu mai vezi, este deja foarte târziu. Și nu mai poți face nimic. Nu există intervenție chirurgicală pentru înlocuire de nerv optic sau de ochi. Punct. Ai orbit, gata. Din păcate, asta e realitatea.
Da, și asta este consecința nepăsării sau da. Irresponsabilității. Asta vreau să foarte spun. Multe cazuri, o persoană care, nu știu, de tânără, merge la oftalmolog, îi se descoperă un viciu de refracție, de exemplu, probabil că este conștient că trebuie să meargă constant pentru a-și verifica, mă rog, evoluția viciului de refracție și atunci poți să descoperi mai repede un glaucom, nu? Știi cum e cu... Cei care nu poartă ochelari nu se prea duc la oftalmolog. Văd, este da. Bine. Sau se gândește și bunicul meu, am văzut până la 90 generale, de ani. Ca analizele generale, mă simt bine, la ce să mi le fac și te trezești cu un colesterol cât casa, că ăla nu doare. Știi cum zic oamenii, nu mă duc să-mi fac analize, nu mă că, duc, sigur că sigur îmi descoperă ceva. Da. E o abordare așa simplistă, incorrectă. Speranța de viață este într-o corelare directă cu analizele pe care ți le faci și de profilaxia pe care bolilor, da, în care te implici și ele pot fi numai într-un parteneriat cu medicul de familie și cu medicii de specialitate. Da, eu cred că lumea ar trebui să fie din ce în ce mai conștientă că prevenția, acum s-au introdus aceste consultații preventive în pachetul cu casa de asigurări. Categoric, categoric. Oamenii trebuie nu se să prea ne pese, duc. Trebuie să ne pese, da. Dacă și... nu-ți pasă, n-avem ce discuta. Emisiunile noastre sunt inutile. Adică eu sper, prin emisiunile pe care le avem, să mai deschidem ochii la telespectatorii noștri și vorbesc de că e specialitatea mea, să nu vă pese. Chiar zile trecute fac o mică abatere, a fost o pacientă cu un copil finuț, simpatic, care nu vedea cu un ochi. Cumva s-a simțit foarte așa prost, pe motiv că copilul nu i-a spus, nu-l deranja, dar cu celălalt o vedea și nu mi-a spus și nu știu ce și îl purta cumva pe conștiință. Eu sper totuși să fie bine până la urmă copilașul. Dar asta e, vii atunci când nu te doare, da? Un examen ca lumea, da? Pus la punct, știi că ești bine, merge înainte. Ne întoarcem la glaucom. Da, ne întoarcem la glaucom, deși va trebui să facem multă educație de lucrurile genul de prevenției. Bine. Lucrurile sunt în bine, adică a apărut și parteneriatul devine tot mai strâns între medicii de familie și medicii de specialitate. Asta este foarte important. Foarte important. Da. Deci pacientul îl înțeleg, de multe ori nu știe ce trebuie să facă. N-am știut. Ei, aici intervine medicul de familie. Uite, ar trebui aici să are mergi, o responsabilitate foarte mare. Să-ți faci o analiză generală de sânge, da, o hemoleocogramă, să zicem așa, o analiză de urină, o glicemie și un colesterol, admitem. Plus se mai iau o tensiune, deci omul după o vizită la medicul de familie și la un laborator, deci a ști cam cum stă. Medicul de familie le interpretează, după care urmează pasul 2. Nu este bine aici, merge acolo. Bun, este de umblat, este de stat, dar sănătatea devine tot mai valoroasă și prețioasă. Timp nu avem, nu avem timp să stăm în concedii medicale, da? Ritmul este foarte alert. Deci, o picătură luată preventiv te poate rezolva în timp de, să spunem, a pierde carnetul sau nu mai putea profesa în locul unde ești, unde vederea este foarte importantă. Lucrurile sunt legate, foarte legate. Da. Care reflectă după aceea modul de viață ulterior. Vreau să ne întoarcem la glaucom. Și dacă tot ai amintit de cabinet și de consultațiile la cabinetul tău, ce presupune o consultație pentru glaucom? Sau hai să spunem, să luăm ipotetic un pacient care se prezintă pentru o afecțiune banală. O vizită, da, un examen periodic. Că nu există. Există un pachet pe care trebuie să-l faci. Examenul pentru determinare refracției este cu ochelari, nu este cu ochelari, ajută ochelarii, nu ajută ochelarii. Examenul cu biomicroscopul, lampa cu fantă, ca să vedem unghiul camerular, aia deja ține de o examinare complementară pentru glaucom, și examenul fundul de ochi, unde noi, oftalmologii, vedem, așa ca și o hartă, le explic eu la pacienții mei, unde fiecare zonă trebuie să fie într-un anumit mod. Ei, când văd acolo abaterea sau dincolo acea abaterea, demarăm celelalte investigații, când vizual și eventual OCT. Deci, am spus fundul de ochi și obligatoriu o presiune intraoculară.
la persoanele foarte tinere care, la care arată fundul de ochi, se poate trece și peste ea, nu-i foarte plăcută. La copii iarăși este mai complicat, dar te ajută fundul de ochi. După 40 de ani, obligatoriu, examenezi presiunea intraoculară la toată lumea. Da, este foarte important. Dar ce înseamnă pentru pacient? Sunt metode de investigație invazive sau ce înseamnă consultul pentru glaucom? Câteva. Ce înseamnă fundul de ochi, de exemplu? Fundul de ochi, un beculeț. Spuneai, este puțin mai neplăcut. Și... Nu, spuneam de tensiunea intraoculară, că trebuie să țin într-un anumit mod mâna, îi pun pe pleoapă, într-un spațiu intim a persoanei, la unii convine, la unii nu. Dar, până la urmă, este pentru binele pacientului. Cele mai multe persoane acceptă. Nu este neplăcut. Nu este ca și la un consult la un medic stomatolog, undeva e frică. Nu o discuție amicală nu doare. Nu doare. Până la urmă, pentru pacient asta este foarte important să nu doară. Este nedureroasă, foarte puțin neplăcută și cu, la examenul fundului de ochi ți se luminează retina cu un fascicul luminos. Nu-i foarte plăcut, mai lăcrimează ochiul după, dar nu sunt niște investigații dramatice. Presupune o medicație anterioară consultului? Medicația anterioară, adică? Nu știu, pentru fundul de ochi. Nu, adică cu picături sau fără picături, în cazul în care am unele dubii sau ceva nu-mi place pe fundul de ochi, obligatoriu este dilatat, copiii obligatoriu sunt dilatați, sunt picurați, acolo mă interesează și periferia retinei și de cele mai multe ori pacientul matur, care nu are probleme pe fundul de ochi, scapă fără picături. Acum, vorbind de un pacient care nu are glaucom, e pachetul ăsta, la pacientul care este cu glaucom, apare obligatoriu câmpul vizual la 6 luni, un an de zile sau 2 ani de zile, în dependență de ce valori tensionale are ochiul, ce medicație are ochiul, plus fund de ochi, plus acuitate vizuală. Dar vederea la distanță mă interesează cel mai puțin în evoluția glaucomatosului, deoarece problema vine prima dată din îngustarea câmpului vizual. Acolo. De aia se face și perimetria sau câmpul vizual, pentru că, da, fundul de ochi arată la fel, tensiunea este bună, de la o vizită la alta, câmpul vizual s-a îngustat cu 10 grade. Trebuie scăzută tensiunea sub limita aia de 17, care ziceam noi că e normală. Trebuie să o scad la 14. De cele mai multe ori pacienții mă înțeleg că, e de făcut, e de stat, e de venit cu o coplată, că nu este compensată că am dat în totalitate chiar toate serviciile. Dar asta e, nu pentru mine, pentru dumneavoastră. Sigur, pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, este o boală invalidantă. În momentul în care ajungi să nu mai vezi, nu știu ce rău ți s-ar putea întâmpla mai mare. Toate organele sunt prețioase. Daniela, dar într-adevăr... Este înspăimântător, nu? Să spui problema, la un moment dat n-o să mai văd, nu? După ce... Gândul, da. Plus văd nevăzători aproape în fiecare zi. Și o persoană care se simte bine și vede soarele, nu-și poate da seama cum e să nu ai vedere. Așa este. Vom lua o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem să discutăm despre glaucom, tratament și așa mai departe. Da, mulțumesc. Luăm o scurtă pauză, ne revedem.